Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, este momentul informațiilor din sănătate, iar alături de mine este doamna doctor Beatrice Anghel, este medic primar radioterapie. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Mulțumesc și eu, bună ziua. Aș vrea să discutăm despre brahiterapia pentru recidivele vaginale și aș vrea să ne spuneți ce este recidiva vaginală și când apare. Recidiva vaginală reprezintă o situație particulară în diagnosticul unui cancer ginecologic. Aceasta de obicei apare când vorbim despre o formațiune tumorală la nivelul vaginului tratat anterior, fie el printr-un act chirurgical sau prin radioterapie. Câteodată pot fi ambele tratamente și recidiva poate apărea chiar în pofida celor două tratamente. Brahiterapia este un instrument util în tratamentul local pentru recidiva vaginală și poate aduce un plus de control asupra formațiunii tumorale. Care este tratamentul oncologic pentru un cancer vaginal localizat? Cancerul de vagin este o situație particulară prin faptul că este un cancer mai rar, dar trebuie cumva controlat și discutat în centre specializate care dețin o mai mare expertiză. Fiind un cancer rar, necesită abordul cumva chirurgical și informațiile imagistice sunt importante care pot clasifica tumori localizabile până în 2 cm, de cele mai multe ori departe de structuri critice precum canalul anal și uretra și atunci pot fi operabile. Pot fi operate aceste cancere. Deci aportul chirurgical este unul important. Dacă vorbim de cancere localizate, dar ușor mai avansate, atunci este foarte important de știut că este nevoie de o combinație de tratamente de radioterapie, chimioterapie și brahiterapie. Care este rolul radioterapiei și brahiterapiei în această boală? Rolul este unul dublu, antineoplazic, adică împotriva cancerului. Încercăm să controlăm boala pe o suprafață mult mai mare prin radioterapia externă. Reușim să controlăm nu numai tumora primară, dar și potențialul microscopic care ar fi undeva în bazinul ganglionar, adică stațiile care pleacă și drenează vasele de sânge care aduc aport de nutrienți către organele noastre interne. Și este foarte important de știut că avem cancere care pot fi localizate cumva superior, în vaginul superior și atunci e nevoie de o explorare mai intensă către bazinul pelvin. Iar alteori, dacă vorbim de un vagin inferior, este foarte important de vizualizat și de verificat zona inghinală. Ce tratament este indicat în momentul în care avem un diagnostic de cancer vaginal, deci un diagnostic nou, dar și în cazul unei recidive? În tratamentul unui cancer de novo, este important de știut dacă acesta a apărut în contextul unui tratament anterior, precum chirurgia, și atunci este vorba de o reconfirmare histologică, de obținerea unui țesut și confirmarea că este o tumoră malignă și, bineînțeles, bilanțul preterapeutic imagistic. Și atunci putem discuta de un tratament localizat, cum ar fi chirurgia sau radioterapia, din nou, dacă este pretabil, dacă nu vorbim de exenterația pelvină, care poate fi una din opțiunile curative în tratamentul de novo. Iar alteori în cancerul de recidivă, care presupune tratament efectuat anterior, este important de știut că intervenția chirurgicală este una importantă dacă se pot obține margini de siguranță oncologice. Care sunt avantajele brahiterapiei? Este bine de știut că brahiterapia aduce un control local prin iradierea tumorii și în proximitatea acesteia. Nu numai faptul că reușim un control local și vizualizabil prin imagistica curentă, este important de știut că putem să limităm toxicitatea nu numai imediată, dar și tardivă a pacientelor noastre. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.